negocia cu astfel de limitare cu sindicatul într-un contract colectiv de muncă, dacă am putut să fac așa ceva. Dar potrivit legii nu am nicio limitare. Și atunci, în momentul în care am organigramă, în momentul în care iau decizia determinării funcțiilor de conducere, sigur că voi avea în vedere aspecte care țin de politica de personal, aspecte care țin de managementul resurselor umane. Dar voi avea în vedere și o serie de prevederi juridice. Prevederi din lege. Și vă atrag atenția asupra unei prevederi care nu e în codul muncii, ci este în legea sindicatului. Care îmi spune, articolul 4, da, care interzice persoanei cu funcție de conducere să conducă o organizație sindicală sau să facă parte din organele de conducere sindicală. Ideea e justificată, sigur, nu e normal ca o persoană să aibă un conflict de interese și să reprezinte în același timp și angajatorii și sindicatul. Dar, în practică, este folosită această prevedere uneori, tocmai în sensul descurajării coagulării mișcării sindicale de către persoanele care ar avea aptitudinea de a coagula o astfel de activitate. A organiza un sindicat pretutindeni în lume este o operație riscantă. Este o activitate care poate să conducă la punerea în pericol a carierei sau chiar a jobului. În România nu era niciun risc. În România nu era nicio problemă. Pentru că multe sindicate erau organizate în sectorul de stat. Eu, de exemplu, dacă sunt membru de sindicat în ASE, n-am niciun pericol de niciun fel. Ce mi s-ar putea întâmpla din punctul de vedere al postului sau carierei. Acest lucru se va schimba, e clar. O anunță modificarea codului muncii, o anunță modificarea legii pentru viitoarea lege pentru dialog social. Activitatea sindicală va deveni și în România o activitate militantă în adevăratul sens al cuvântului și nu pur și simplu plata unei cotizații de sindicat. Fără consecințe pentru persoana în discuție. Și atunci lucrurile probabil că în avalanșă se vor schimba. În prezent, de exemplu, cotizația, colega mea care lucrează cu sindicate, știe, cotizația se colectează chiar de către angajator. Astfel încât greu aș putea să păstrez... Da, nu în toate cazurile, numai, cred că după cum știți, numai dacă există înțelegerea între angajator și sindicate. Nu constituie obligație angajator să rețină salariatului cotizația de sindicat. Da, ideea este că dacă o astfel de înțelegere există, angajatorul ia la cunoștință cine este membru de sindicat. Și așa mai departe. Deci, dacă nu există obligația, atunci se face de reflectată la calculul impozitului pe salariu? Dacă nu există obligativitatea de a reține din salariu? Da, nu există obligativitatea acestei reține. Nu, nu, este adevărat din punct de vedere fiscal, dar obligația ca atare nu există, da, da, este adevărat, să spuneți că ar exista acolo o problemă, dar obligația angajatorului nu există. Am o problemă care ține de confidențialitate. Mă rog, există varianta să reții 2 luni pe an specificată în lege pentru nesindicaliști. Să oprească contribuție pentru sindicat? O astfel de prevedere o regăseam în contractul colectiv de muncă la nivel național. Ea probabil se mai regăsește, contractul colectiv de muncă la nivel național, prevedea că prin negocieri la nivel de unitate există posibilitatea că părțile se înțeleagă asupra acestor rețineri. Din punctul meu de vedere, nu este legală o astfel de clauză. De ce? Pentru că așa cum este legea în vigoare în prezent, contractul colectiv de muncă se aplică tuturor salariaților din unitate. Fie că sunt membri de sindicat, fie că nu sunt membri de sindicat. Ori, obligându-l să plătească această cotizație, înseamnă că eu îi condiționez
acordarea drepturilor din contractul colectiv de muncă de plata acestei sume. Deci, din punctul meu de vedere, este un pic, la limita legii, un pic mai mult această reținere a unei cotizații, ca să spun așa, pe perioada negocierilor, fără ca salariatul în cauză să fie de acord. Da, pentru că avem și articolul 164 din Codul Muncii, care până acum nu ne interzicea, bine, și de acum încolo sunt câteva modificări pe aspectul ăsta cu reținere de salariu, nu ne dau voie decât dacă legea prevede că îi pot reține din salariu, fără hotărâre judecătorească. Ori, o astfel de reținere este o reținere din salariu care nu este prevăzută de lege. Deci, în astfel de cazuri, eu indic să existe acordul salariatului pentru a face reținerea acestei contribuții. Această prevedere este specificată în contractul colectiv de muncă la nivel de unitate. Dar totuși, salariații sindicaliști nu sunt de acord cu această... Exact ce spuneam. Dacă nu sunt de acord, nu văd, nu le puteți reține. Vă mulțumesc frumos. Se spune că opozabilitatea are ca unde sa contractului colectiv de muncă, faptul că acesta se aplică tuturor salariaților sindicalizați sau nu, are ca efect secundar, ca efect pervers, ca să zic așa, reducerea ratei de sindicalizare. Pentru că, în esență, ce motiv mai am să devin membru de sindicat dacă oricum beneficiez de dispozițiile contractului colectiv pe care l-a negociat sindicatul? Deci, sunt mai multe efecte de diverse naturi, acesta este unul dintre ele la care colega mea, care este consultant pentru o mare confederație sindicală, l-a menționat, mai multe efecte oarecum negative ale acestei opozabilități erga omnes a contractelor colective de muncă și de aceea și propunerea de a se renunța la aceasta la nivel de rangă. Organizația Internațională a Muncii însă a reacționat împotriva acestei propuneri. O problemă foarte importantă. Criteriile de evaluare a sindicatului. A salariatului. Aceasta este o noutate, dar nu o noutate atât de mare pe cât a prezentat guvernul, pentru că de evaluat salariații, i-am evaluat și până prezent. Trebuie însă să avem în vedere trei dispoziții diferite, după cum vedeți, din diverse capitole ale Codului Muncii, toate trei modificate acum, prin legea 40. Încep de jos, pentru că aceea e chestiunea principală, concedierea pentru necorespundere profesională se va dispune în baza unei evaluări pe care o stabilește angajatorul dacă nu a făcut-o prin contract colectiv de muncă. Nu a contract colectiv de muncă care să cuprindă aceste dispoziții, atunci, prin actul meu unilateral, respectiv prin regulamentul intern, voi putea impune salariaților procedura de evaluare. Dar, dacă e așa, atunci e obligatoriu ca aceste criterii de evaluare să le fie comunicate salariaților de la început. Eu nu pot să schimb regula jocului pe parcurs. În momentul în care m-am angajat pe un anumit post, trebuie să știu după ce criterii voi fi evaluat. E adevărat că acele criterii nu se negociază. Mă rog, afară de cazul în care angajatorul a decis să negocieze prin contract colectiv, dar trebuie să nu se negocieze, să fie unilateral stabilite de către angajator. Pentru că iată și articolul 40 s-a schimbat. Angajatorul are dreptul să stabilească obiective de performanță individuală și criterii de evaluare a realizării acestora. Deci aceste trei articole le citim împreună. Angajatorul le stabilește, le poate stabili prin regulament intern, îi le comunică de la angajare salariatului, după care le aplică cu prilejul evaluării. Chestiunea este însă următoare. De vreme ce toate acestea sunt acte unilaterale, fac abstracție de posibilitatea stabilirii procedurii de evaluare și prin contractul colectiv. Că dacă e prin contract colectiv, atunci, sigur, s-a negociat și se negociază toate aceste aspecte. Dar dacă nu am contract colectiv, înseamnă că sunt în perimetrul unei decizii unilaterale a angajatorului. Și dacă decizia este unilaterală, atunci ea poate fi contestată în instanță.
orice decizie a angajatorului se poate contesta. Deci să mă aștept că salariatul poate contesta, criteriile de evaluare însele, poate să-mi spună de pildă ce ziceam mai devreme, că l-am evaluat pentru ceva ce nu era, criteriile de evaluare vizează ceva ce nu era cuprinsă fișa postului, dar poate să conteste și modul de aplicare a acestor criterii. Și am două chestiuni diferite care pot fi contestate în instanță. Fie criteriile însele sunt incorect stabilite, fie modul de aplicare a lor este arbitrar, discriminatoriu, incorect sub un anumit aspect. În principiu, aceea este desemnată de către angajator. Nu prea are cum să o conteste. Să conteste componența comisiei. Nu prea aș vedea cum. Spună, membrii în comisie nu erau ei înșiși și destul de competenți să mă evalueze. Nu, așa ceva n-aș putea. Nu pot eu, ca salariat, să contest competența unui alt salariat. Ce va face judecătorul într-o asemenea ipoteză? Va analiza doar măsura în care aceste criterii au caracter obiectiv, măsura în care ele nu au, știu și eu, un element, cuprind un element de natură discriminatorie, dacă depinde criteriile de evaluare a tinerilor sunt diferite de cele de evaluare a vârstnicilor sau femeilor de bărbat, dacă fac asemenea diferențieri care nu și-au nicio justificare, sigur că ele sunt atacabile. Întrebarea este ce se poate face pe fond. Poate judecătorul să spună ești prea exigent? Prea intri în detalii cu privire la munca salariatului vital. Eu obișnuiam să spun în urmă cu nu mai mult de 2 ani că angajatorul are 3 obstacole de trecut în activitatea sa de raporturi de muncă. Un obstacol îl cuprinde legea însăși, un alt obstacol îl cuprinde inspecția muncii, care departe de a fi organismul neutru pe care potrivit legii ar avea obligația să-l întuchipeze, este un organism de control al uneia dintre părți, respectiv a angajatorului. Și al treilea obstacol ar reprezenta instanțele. Pentru că instanțele de judecată, în general, au o atitudine, au o politică de, să zic, nu suficient de neutră, ci mai degrabă judecătorul se pune în poziția salariatului, se simte un simpatizant al salariatului. Unor și fără să fie conștient de asta. În ultima perioadă, lucrurile nu mai stau chiar așa.